Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня пресс-конференция, презентация документального фильма. Разрешите представить спикеров сегодняшнего мероприятия. Председатель молодежной организации «Воевод» Николай Паскару и председатель молодежной организации «Наследники» Штефана Дмитрий Ройблу. Пожалуйста, Николай. Пасынчеп, я стимаюсь приятень, шеле презентанция и сурсилор масс-медиа, бонэ зио. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Conferința de presă de astăzi este reprezentativă zilei de astăzi, 27 martie, pentru că se împlinesc 99 de ani de la data de 27 martie 1918, care este o zi de cotitură în istoria neamului moldovenesc și în istoria țării noastre. Aș vrea puțin să ne referim, pentru că 27 martie 1918 este așa zisă numire, unire cu România Basarabiei, care este un eveniment foarte și foarte interpretat și un eveniment care, din cauza ideologizării sale, creează foarte multe conflicte și interpretări în societate. Noi, deseori, în discuțiile noastre abordăm 27 martie, dacă să vorbim din punct de vedere sistemul educațional și istoriografiei românești, atunci asta este ca o sărbătoare prezentată. Dacă noi să vorbim din punct de vedere a oamenilor care au trăit acele timpuri, oamenii care s-au născut, părinții cărora le-au povestit despre acele evenimente, atunci asta poate fi interpretat ca o zi de doliu. Noi, prin intermediul acestui film, pe care îl vom prezenta mai târziu, ne vom expune asupra diferitor fapte și aspecte legate de acele evenimente.